Salut, dragi băieți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi din nou despre amânarea sezonului 3. Știu, nu este prima oară, nu este a doua oară, ci este a treia oară, însă de data aceasta există un motiv clar și există un motiv pe care trebuie să-l înțelegem. Normal, evenimentul din Fortnite, adică Doomsday Event, sau mai bine spus The Device, ar fi trebuit să fie pe 6 iunie și ar fi trebuit să înceapă și sezonul pe 11, dar se pare că și aceste dăți vor fi amânate până la urmă, din nou cu o săptămână. Adică evenimentul nu va mai fi săptămâna aceasta și sezonul nu va mai începe săptămâna viitoare, adică pe 11. Dar despre acest lucru v-am informat și pe Twitter, deoarece am presupus, chiar și eu, că va fi vorba despre o amânare din nou. Pentru că și alte platforme au procedat la fel, adică au amânat update-uri sau lansarea sezoanelor. Chiar dacă dezvoltatorul Donald Master ne-a dat un spoiler despre sezonul 3, adică și-a schimbat poza de copertă, sau mai bine spus bannerul de pe Twitter, într-o perioadă în care ar fi trebuit să înceapă și sezonul 3 și evenimentul acesta, dându-ne în același timp speranțe că sezonul 3 nu va mai fi amânat din nou și că nu vor proceda ca și alte platforme, însă se pare că după câteva ore, cei de la Fortnite au făcut o postare în care ne-au explicat că vor amâna sezonul 3 pentru a treia oară. Iar motivul este clar, are legătură cu situația din America. Dar acesta este un alt subiect despre care nu vom vorbi în acest videoclip pentru că este un subiect politic. Dacă nu ați aflat încă despre ce este vorba și sunteți curioși, bineînțeles puteți da un Google. În altă ordine de idei, trebuie să înțelegeți că toate platformele și toate companiile sunt acum solidare, adică toți amână toate lucrurile în semn de respect, să zicem așa. Bineînțeles, acest lucru se întâmplă doar în America acum, adică doar în Statele Unite. Și cu siguranță, foarte mulți dintre voi vă întrebați, bineînțeles m-ați întrebat și pe mine pe Twitter, ce legătură are asta cu noi? Adică ce legătură are lansarea sezonului 3 pentru că noi stăm în România? Și aveți dreptate, din punctul acesta de vedere aveți dreptate, noi stăm în România. Dar întrebarea este, ne afectează pe noi sau pe cei de la Epic Games? Tehnic vorbind, îi afectează pe cei de la Epic Games, iar cei de la Epic Games, din câte știți voi, nu stau în România, stau acolo, unde este acest caz. Adică Epic Games se află în America și e clar că și ei participă și susțin această cauză. Iar acesta este motivul principal pentru care lucrurile nu funcționează sau pentru care lansarea va fi amânată. Precum v-am spus, cei de la Fortnite au făcut o postare pe Twitter, adică un fel de patch notes, dar are legătură cu acest lucru, adică nu este vorba despre un update, în care ne-au explicat foarte frumos că este vorba despre acest subiect, adică despre această cauză pe care și ei o susțin și sunt solidari și ne-au explicat foarte frumos că nici lor nu le este foarte ușor, adică clar nu le este ușor să facă acest lucru și știu că au mai amânat sezonul de mai multe ori, adică nu este prima dată și nici a doua, însă nu este momentul să lanseze sezonul acesta, pentru că și cei care lucrează la Epic Games sunt afectați, bineînțeles și familiile lor și așa mai departe. Deci voi ar trebui să înțelegeți foarte simplu din acest motiv că în aceste circumstanțe nu ai cum să lansezi un sezon, băieți, adică este pur și simplu imposibil. Iar aici puteți vedea că acel eveniment live, adică The Device, sau îi mai spunem și noi Doomsday Event, va fi amânat până luni, pe 15 iunie, iar lansarea sezonului 3 va fi amânată până miercuri, pe 17 iunie. Gândiți-vă că nu este mult, adică este vorba doar despre o singură săptămână și de data aceasta nu vor mai exista amânări, 100%. Nu va fi vorba în niciun caz de a patra amânare, credeți-mă, și bineînțeles aceste două amânări, adică primele două, au fost din probleme tehnice, iar aceasta este vorba despre o cauză care trebuie respectată până la urmă. Deci de data aceasta chiar vă rog și eu să înțelegeți pe cei de la Epic Games pentru că chiar n-au ce face. Adică ei în acest moment nu se pot bucura de lansarea unui nou sezon și ce mai știu eu, în timp ce toți ceilalți sunt afectați emoțional. Dar dacă băiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip, sper să înțelegeți motivul acestei amânări pentru că este ceva care se înțelege de la sine și nu fiți supărați pe cei de la Epic Games pentru că ei chiar n-au ce face și este vorba doar despre o singură săptămână. Nu uitați să-mi spuneți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre această amânare și dacă vi se pare un lucru normal. Iar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să continui sau dacă vrei să mă susții, nu uita să folosești codul ANT1R la suportă creator pe Item Shop.